Ajutoarele de la Uniune sunt binevenite pentru săracii județului, mai ales acum în apropierea Crăciunului. Au fost alocate aproximativ 824.000 de tone de făină, 577.000 de tone de mălai, 155.000 de tone paste făinoase, aproximativ 65.000 de tone de biscuiți, 507.000 tone de orez și 105.000 tone lapte praf. Pentru acest an au fost stabilite pentru o persoană 13 kg de făină, 9 kg de mălai, 1,6 kg de paste făinoase, 1 kg de biscuiți, 1,5 kg de lapte praf și 8 kg de orez. S-au stabilit 4 categorii de persoane beneficiare ale acestui program. Este vorba de persoanele care sunt înregistrate cu venit minim garantat, de pensionarii din sistemul public de pensii, ale căror drepturi obținute din pensii sau din pensii cumulate se află sub 400 de lei pe lună. Persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți și copii neinstituționalizate și șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj. Produsele sunt depozitate în parcul industrial de la Priboiu, comuna Brănești. Consiliul Județean și primăriile asigură livrarea directă către localități și distribuția către persoanele beneficiare.